Bun găsit, stimați ascultători ai cotidianului Mesagerul de Tellerman. Pentru prima dată la interviurile verde în față, stăm de vorbă cu domnul colonel în rezervă, Radu Tinu, fost adjunct al Securității Timiș. Evenimentele din decembrie 89 au debutat la Timișoara, așa cum știm cu toții, dar în jurul acestor evenimente nu aș spune revoluție, poate greșesc, domnule colonel, sau croșetați, să spun așa, multe, foarte multe legende. Domnule colonel, mai întâi de toate vă rog să-mi permite să vă spun bine ați venit alături de noi. Bună seara, bună ziua, cum să vă spun. E foarte drag să vorbesc și să dau un interviu pentru oamenii din Tellerman, județul în care am lucrat în tinerețea mea, aproape 10 ani, și în care m-am simțit foarte, foarte bine. Să spunem că ați fost... Întotdeauna mi-aduc aminte cu plăcere de județul Tellerman. Ziceau unii Tellerman atunci, nu știu să mai zice și acum, dar vă spun Tellerman. De unde ești, bă? Din Tellerman. Sau din Tellerman. Sau din Tellerman, domnule colonel. Cum se mai zicea pe la noi. Să spunem ascultătorilor noștri mai tineri, dumneavoastră ați fost comandantul securității orașului Roșiorii de Vede, actualmente municipiul Roșiorii de Vede, pentru cei care nu cunosc, pentru tânăra generație, să spunem așa. Da, da, din la 1 iunie, de ziua copilului 1974, până în 81 octombrie, cred, când am plecat la Timișoara. Da. Domnule colonel, dumneavoastră, în calitatea funcției pe care ați deținut-o de adjunct al Securității Timiș, ați cunoscut foarte bine realitatea sociopolitică a României. Considerați că prin acele buletine informative care veneau în fiecare zi la dumneavoastră, pe birou, se întrevedea la vremea respectivă a anului 89 premizele izbucnirii evenimentelor din decembrie 89? Așa este, eram pentru că eram un an înainte să plec militar la Deveselul Nord. Dar abia terminasem, cum se spune, așa zis, intrați în majorat, să spun așa. Vă rog. Deci, dragul meu, termenul ăsta toată lumea m-a întrebat și când am venit la Timiș în 81 și după aceea, de ce folosesc uneori termenul meu, nu știu, minte, în 78, parcă au fost alegeri, când Marin Preda a fost depărat de Tellerman, de zona aia de Nord Roșiori, și domnul profesor Georgescu, fostul secretar cu probleme culturale, sau nu știu cum se numea atunci la partid, care era un om instruit, un om deosebit, da. M-a băgat și pe nene, pe
mine în echipa care l-a însoțit pe maestru Marin Preda până la Țiliștea cu Mef. Și parcă am fost prima dată la Balaci sau la Doage și după aceea la ultima, eu știu, repriză a fost la Țiliștea cu Mef, de unde era maestru. Și atunci eu tot l-am auzit folosind termenul Monșer, îl știam și eu din literatură, dar atât de mult mi-a plăcut că i-am și zis la final dacă le împrumut, se supără și mi-a zis că nu. Și așa că îmi permit să zic și de vitale, Monșer. Corect. Deci nu mai era o noutate atunci. Toată lumea se aștepta la o schimbare. Dar nimeni, eu cel puțin, un singur om s-a așteptat la o schimbare violentă și o să vă spun un pic mai puțin. Am spus-o și în interviu cu câteva zile de la o televiziune. Generalul Iulian Vlad. Da, Iulian Vlad, care era un om deosebit comandant, un om de mare cultură, un om de mare și adâncă profunzime în tot ce făcea, pardon. Eu nu m-am așteptat niciodată că va fi cu violență, sincer vă spun. Și singurul care s-a așteptat, n-am știut atunci, a fost domnul Iulian Vlad, generalul Vlad. Am aflat și mai târziu, l-am întrebat, mi-a confirmat și într-un fel îi datorez viața, pentru că dacă dumnealui nu ordona ce a ordonat atunci înainte cu din 16, eu nu mai vorbeam cu dumneavoastră acum și nu eram plăcerea să mă adresez, repet, oamenilor de Teleorman pe care îi admir și îi stimez fără să fac eu știu din asta un titlu de glorie, pentru că am făcut-o și de foarte multe ori pe Facebook, când mulți din facebookiști vorbeau de Vazlui, de Teleorman și am spus, băi, oameni buni, și în Teleorman și în Vazlui trăiesc oameni și oameni. În Teleorman, vă spun eu, cei mai mulți sunt oameni deosebiți. Da, avem încheiat, poftiți. Domnule colonel, ajungem la data de 17 decembrie, dar până în 17 decembrie să spunem ascultătorilor noștri, dacă greșesc, vă rog să mă rectificați, v-ați ocupat ca ofițer operativ de Laszlo Tőke și de cel care și în jurul căruia s-a croit o adevărată aură, că el a fost cel care datorită lui s-a declanșat Revoluția Română din decembrie și așa mai departe. Nu împărtășesc această idee, fiți sincer să fiu. Da. Spuneam că ați fost ofițerul operativ care v-ați ocupat dumneavoastră și serviciul dumneavoastră de Laszlo Tőke, în jurul căruia de multe ori s-a creat această aureolă că dacă nu era Laszlo Tőke, noi nu realizam acea revoluție din decembrie 89. Ce ne puteți spune despre Laszlo Tőke? Domnul Marian, eu am fost ofițer operativ până în 74. Am fost șef, dar am lucrat, mi-a plăcut munca de informații și am lucrat numai și numai informații. La Timișoara, eu am venit cu funcție de conducere, după aia ajung și de la început, înainte să vină Tőke și în Timișoara, eu m-am ocupat de cazul ăsta. Adică i-am pregătit viitoarea locuință. Pregătit înseamnă dotată cu tot ce trebuie pe în termenii unui ofițer de informație. Adică aveam măsurile luate de înainte. Știam că va veni. Tărcheș fusese. Deci Tărcheș provine, să spun așa un pic istoria lui, ca să zice lormanenii. Tărcheș provine într-o familie care s-a născut cu o bibliotecă impresionantă în casă. Față de mine, care n-am avut nicio carte când m-am născut în bibliotecă în 49. Sau n-aveam bibliotecă, pardon. E, 7 frați, toți au studii superioare. Tatălui Tőke și-a fost preot reformat și profesor universitar la colegiul, la facultatea de preot reformat din Cluj-Napoca. Toți frații lui, repet, au studii superioare și sunt realizați fiecare în domeniul lui. Tőke a ales să fie preot. Este un individ cultivat, repet, născut cu bibliotecă în casă, un copil educat, un tip citit,
IQ-ul lui de inteligență este mult peste medici. Dar greșeala mare, 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 mare este că și tatăl lor și din frații lui câțiva, nu toți, deși bătrânul s-a educat, a încercat să educe pe toți în spirit naționalist, iredentist, rețineți, iredentist, adică iredenta maghiară, care își revendică teritoriile românești ardeale. El este unul în acesta. A făcut parte din studenție, încă din, după studenție, imediat, dintr-o grupare din asta, produsă de un, nu grupare, un fel de o redacție a unui, a apăruse Solidarność în Polonia și atunci ai noștri iredentiști în frunte cu Sosz Kezar și cu unul din scriitorii, a murit acum câțiva ani, maghiari, cei mai buni de-a treia în Transilvania, Studio Andraș, au lansat un ziar Samizdat. Și după câteva apariții, bineînțeles că ale de securitate, de informație, de România, i-au depistat și au identificat pe autor, pentru care era și trecheșat. Pentru că după 65, după venirea lui Ceaușescu, noi n-am avut deținuți politici. Ceaușescu ținea foarte mult la această problemă, fără deținuți politici. Deci singurii deținuți, așa zis, politici, care au fost după 68, au fost cei care au trădat din puști oficieri de informații, cei sau militari, sau cei care au luat comision, șpagă, zicem noi, din comerțul exterior. Noi n-am avut deținuți politici în sensul că, eu știu, ăla dinainte de 68. A, aici, acolo, a fost câte unul arestat, vă spun cu mâna pe inimă, dar care avea idei politice, dar majoritatea au, sau cred că toți, majoritatea, au fost arestați pentru chestii de dreptul muncii care le făceau pe bune. Deci nu vă spun la modul declarativ. Oricare din ăștia care au fost arestați, atunci mai făcea și câte una aia de drept comun. Facă avea valută, facă facea contrabandă, mai nu știu de asine. Deci pe ăștia din Elec Pontop se numea, Contrapuncte se numea revista care au elaborat, care au scriau acești indivizi în frunte cu Sosz Kezar și Legăirea și Petrișlato, nu au fost reținuți niciunul, au fost chemați la securitate, luate angajamente de bună purtare și pe linie administrativă fiecare a fost pus la punct în felul lui. De exemplu, Sorcheș, pentru că îi se găsise niște chestiuni nu prea ortodoxe pentru un popă, a fost scos din popie. Excomunicat. La ortodoxe, zice, de la ei nu se zice așa. Alo? Da, vă auzi, vă ascult, domnule Colonel. Așa, și a fost, după nu știu cât timp, a dus, deci tatăl lui era prieten cu episcopul de Oradea. Prieten bun. Și avea deja, era căsătorit și la înțelegere a ajuns, l-au adus preot la Timișoara. În prima fază a fost cuminte, liniștit, dar după o oarece vreme, imediat a început să își manifeste vechile preocupări, adică de iredente, nu altele. Și pentru că în România noi n-am avut dizidențe, domnul Marian. Așa. Noi n-am avut, că toată lumea zice, vai, tot au scris cărți contra regimului, tot, na, ați văzut, ați citit vreo carte care a apărut după 90, care era contra regimului și scrise dinainte, de așa scrise lucrări de dezertar? Nu. Nu cred. Nu, nu. Vedeți? Eu sunt foarte convins, începând de la Mircea Dinescu, care altceva decât să pune în pahar și cântă, auzi azi o melodie care m-a arătat papul, o manea de
îmi vine rău. În fine, nimeni nu a avut asemenea preocupări sau curaj. Doina Cornea, Doina Cornea a fost ceva așa artificial făcut. Și Tâcheș, în schimb, a început să fie promovat de serviciile secrete maghiare, care îl luaseră în contact deja. Și el n-a făcut nimic de capul lui. Absolut nimic. Da. Tot ce a făcut a fost foarte bine organizat de serviciile maghiare. Și vă spun, pentru că începuse din primăvara lui 89, începuse deja să fie căutat, contactat, dădea informații serviciilor maghiare de informații. În aprilie, cred, 89, la Tâcheș a venit o echipă de 6 ziariști care erau unguri-canadieni, cetățeni maghiari din Canada, ziariști, la nume Arpad Săci, cu încă un cetățean, și i-au luat un interviu. Interviul a fost perfect și continuu controlat de noi, de mijloacele care le aveam unde locuia Tâcheș. Și a avut aprobare că pe vremea aceea, când se face o treabă din asta de flagrant la infracțiuni împotriva securității statului, trebuia să ai aprobarea președintelui țării, adică lui Nicolae Ceaușescu. Și Nicolae Ceaușescu nu avea deloc nevoie de deținuți politici. A zis, vedeți-vă, supravegheați. Da, supravegheați. În momentul în care au terminat de luat interviu, consistea în două ori ceva, în care acum dumneavoastră nu știu dacă știți în Telerman, când eram eu în Roșiori, am un singur ungur și pe ăla l-a arestat miliția mea, pentru crimele alea din după aeroport. Dar eu sunt bănățean de la 3 luni până la până am ajuns în Telerman. Părinții mei, toată lumea a fost în Banat. Deci, am avut colegi de bancă, colegi de școală, unguri, nimeni nu n-a avut probleme, sau n-au fost niciunde probleme, așa zice, între cele două seminții români și unguri sau nemți din Banat sau din România. Aveau toate drepturile. Învățau în limba maghiară până la terminarea liceului, dădeau admiterea inclusiv la facultăți până prin 80 și nu știu cât în limba maghiară, când dacă avem timp, vă spun eu de ce nu s-a mai dat, pentru că au fost chestii care exced subiectul. Și acel interviu de care vă spuneam, filajul meu cu un băiat condus de un băiat din ofițer din Teleorman, din Plosca, Mavru, fost coleg cu mine, un foarte bun ofițer de filaj, foarte bun, vă spun, un prieten cu Liviu Vasilică, l-au dus, l-au predat, că așa era pe vremea aia, nu duce până la unde, așa de-a trebuie, la județul vecin, Arad, Aradul l-a predat la Oradea, Oradea l-a predat la Cluj, pe traseul ăsta, undeva, caseta cu înregistrarea a dispărut. Adică a fost plasată mai bine decât ar fi văzut în mașină. Că în momentul în care am ieșit din țară, deși să le demonta mașina, nu a fost găsită caseta. Pentru că în 20-21 iulie, nu mai țin minte, cu o săptămână înainte, promo, la televiziunea maghiară, pe data de 21, emisiune în care apare preotul Tâcheș la care vorbește despre nedreptățile la care sunt supuși maghiari în România, și regele Mihai. Este prima dată când Mișu Bâlbâl, cum îi zic eu, scuze pentru regaliza, pentru mine Mihai n-a fost niciodată rege, el a fost un copil bâlbâit și fără prea multă minte, care a trăit până 18 ani, după vârsta mamă,
mamei lui, după 18 ani, după mama lui Antonescu. După ce l-a trădat pe Antonescu, a pupat boala Matei lui Vâșinski. Cam asta pentru mine a fost regele Mihai. Îmi cer scuze, dar asta e părerea mea. Și tot ce a urmat. Și vă dați seama că în momentul în care zi de zi s-a anunțat emisiunea, atât românii care vreau să-l vadă pe Mihai și eu, care nu-l văzuse, dacă știam după în cărți, și n-auzisem cum vorbește și ce, cum arată, nu văzusem, și ungurii care voiau să-l vadă pe Tökes. Și vă dați seama că emisiunea a avut un, nu știu cum să zice, dumneavoastră în presă, un impact, de un impact de, foarte mare. Așa, exact, impact deosebit. În momentul ăla, conform legii 23 de atunci și acum, legea cu informațiile confidențiale, etică, acum ai voie să dai, dacă nu mă șer interviu la presa străină, atunci nu aveai. Trebuie amendat. Vă rog să mă credeți că nu l-am amendat, nu l-am nimic, pentru că domnul general Vlad, eu l-am întrebat, da, totuși noi pe un altul care face nu știu ce la legea 23 încalcă, sancționăm pe ăsta, nu? Și domnul general Vlad mi-a spus, auzi, tinule, cu mine nu spunea, nu spunea tovarășe maior, că odată mi-a zis tovarășe maior când a fugit Nadia Comăneci la telefon. Până atunci îmi spunea, tinule, tu ești pompier? Adică pompierii intervin, știți dumneavoastră, cu, da, cu tulumba. Da. Nu sunt tovarășul general să trăiți și am înțeles. Și am continuat. Pentru că preotul titular de la Timișoara, Poiker, semna Leon Poiker, un om la locul lui, un ungur bănățean care n-avea treabă nici cu românii, nici cu nemții, cu nimeni, dar Tökes l-a agasat. Vă rog să rețineți pentru cititorii din Teleorman, ca atunci când primești la sânul tău un tânăr, cum era Tökes atunci, 30 ceva de ani, și ăsta nu comunica cu șeful lui decât prin scrisori. Trimitea scrisori și le băga sub ușă. Inclusiv și a adus, nu știu, lemnele sau nu știu cum și a blocat intrarea a preotului Tökes. Pacientul a făcut din part și a murit pe semnul Poiker. Vă spun cu mâna pe inimă, preotul Poiker a murit și din cauza, era și bolnav de inimă, dar a murit și din cauza lui Tökes. Și Tökes, fără nicio aprobare, fără nimic, s-a mutat în casa parohială, adică a lui un apartament unde se dea pe primul preot Poica. Da. Acolo a continuat activitățile. Noi ne-am luat măsurile non-stop. Deci eu vă spun doar că din momentul apariției acelui interviu la televiziunea maghiară, Magyar Kettő, adică Ungaria 2, cum ar fi la noi TVR 2, Magyar Kettő, acolo a apărut, dar seama că prima și cea mai de toată problema lui a fost că Ceaușescu și regimul, Ceaușescu și românii și România urmăresc desfințarea și ruperea etnității maghiare de izvoarele ei, cu, era vorba de așa zisa lege a sistematizării, care nu se referea numai la maghiari, ci se referea și la Lița și la, nu mai știu care stat din Teleorman, care se întindea de-a lungul șoșelei în kilometri întregi și voia să aducă canalizare și așa mai departe. Asta a fost lecția primită de afară. Da. Continuând activitatea, un pic mai scurt, în octombrie am găsit, deci la toate început să trebuie să fie obraznic vis-a-vis de situația din de regimul de România și în pericelului de duminică totdeauna se referea la, inclusiv la așa zisele opresiuni la care era supus maghiarina de România, ce era cu totul și cu totul neadevărat. Pe bune, vă spun că eu am trăit aici. În octombrie 89, noi am continuat, bineînțeles, supravegherea, urmărirea, cum vreți să spuneți, monitorizarea, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, și în octombrie 89 am găsit proba că
găsit. Domnul Brăgleznou, am găsit-o chitan. Deci a plecat de la el. Veneau fiecare, la fiecare slujbă, pardon. Duminica veneau 2, 3, 4, 5 mașini din Ungaria. Printre care venea și una cu ofițer de informații și una cu filaj al ofițerilor de informații. Noi am lucrat același mare. Telermanan din Plosca a lucrat excepțional de bine și i-am găsit la ieșirea din țară cu o stanță semnată de pastorul Tăche și spunea, care spunea, acum nu mai aduc dau nici din memorie, vă mulțumesc, domnul Săvapere, pentru suma de semnez, pentru suma de 20.000 de lei. Dacă vă ați trăit și aveați mai mult de 18 ani sau peste 16 atunci, am dat seama ce însemna 20.000 de lei în 80, adică o treime din rotație. Da, aveam 20 de ani atunci. Da, el i-a primit în lei, rețineți, în lei, în lei, leuți, lei, 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 nu florins, nu dolar, nu știu cum. Și dacă eu am și fost la dată judecată pe Filip Tudorescu, că pentru o treabă trec și a fost martor, și am întrebat pe judecată, domnule, dar bun, de unde au răbut ăștia în octombrie 89 cetățeni maghiari suma de 20.000 de lei? De unde? Numai de la bancă, că nu aveau de unde să aibă lei în Ungaria atât de mulți, 20.000. E, și el a semnat. Asta sunt, ce să spun eu, chitanțele astea cu bani sunt pentru trădători, pentru spioni, spionilor și trădătorii noștri, cam așa ceva. Se face în toată lumea. Și ta ce va semna și alții și alții și alții și alții. E, a fost informat că Ceaușescu să fie arestat, n-a fost de acord să fie arestat, a zis, lasă, urmăriți-l, dar cei de la, din cult, de Ministerul Cultelor Popilor, au zis, domnule, decât să ne, toată ziua să ne cheme ăștia pe la culte, ia să-l mutăm noi pe Tăcheș, într-o comună pe undeva, pe județul Zalău. L-au mutat, n-a vrut să plece. El locuia în casa bisericii reformate. Ori acolo, episcop a numit un alt preot care a venit să țină predici și să-și execute sarcinile. Tăcheș a intrat înaintea lui în biserică, a incitat oamenii, în orice caz nu a dus să părăsească pe locuit. Dar și normal că episcopia din Oradea a introdus acțiune în instanță. Vă dați seama, dacă nu mai ești popă sau milițian într-un sat, nu mai ai voie să stai în locuința statului. Da. E normal, sau a bisericii. Și instanța a dat verdictul să fie evacuat. N-a plecat nici atunci. A venit, a făcut recurs, recurs i-a fost respins și urma în data de 15 sau 16, pardon, expira termenul pentru evacuare. El n-a știut și nici cei care l-au sfătuit n-au știut că s-au uitat sau, eu știu, din cauza emoțiilor nu și-au dat seama că evacuările nici pe vremea lui Ceaușescu nu se făceau în zilele sărbătoare, adică duminica era 17, cam așa ceva. 16 pe 17, cam așa ceva. Și atunci zilnic în biserică a incitat oamenii și, repet, avea un discurs elevat și la obiect și atingea punctele sensibile ale noriașilor să vină să-l apere pe cheie, pe cheie. Și au fost atunci în 15 câțiva cum îi cheamă genoriași de-a lui bătrân, care sigur vă spun, eu aveam filajul acolo din momentul în care am scăpat caseta, aveam filajul în zonă și iarăși pomenesc numele Telermananului dumneavoastră, Mavru Nicolae, atât de bine a lucrat, că Tăcheș nici în seara, în noaptea, când a fost evacuat, nu știa de care din mașină, din față, mașina filajului. Deci, sincer, eu spun că s-a lucrat, nu mă laud, eu profesionist și laud pe colegul meu. Deci, ce a fost și ca să vă dau tenta cea mai și să dați seama că n-a fost așa numai Tăcheș, în 14 octombrie 89 am
m-a identificat un cetățean maghiar, fizician, care transmitea informații la ambasada Ungariei din Alexandru, din București. Chiar a fost fericit atunci că era al doilea trădător pe care l-am descoperit în activitatea mea de 90 de ani. Și în 15 a venit să-l vadă pe Tăcheș nimeni altul decât un secretar 2 al ambasadei Statelor Unite, care era ofițer CIA, Dennis Kerry, major, avea gradul, cu însoțit de o ziaristă din Anglia, de la un mare ziar, dar care și aia avea informații, adică, pardon, sarcini de la serviciul de spionaj englez, tot pentru destructurarea regimului lui Nicolae Ceaușescu. Da. Deci, Tăcheș n-a fost deloc erou. Au făcut Iliescu și răzi care s-au folosit și cred că și dumneavoastră știți oamenii din Teleorman care citesc și care mai urmărit activitatea de după și au dat seama cam ce a făcut Tăcheș după și vă spun exact ce făcea și înainte. Aceeași poziție care a avut-o la Bruxelles și eu știu, unul de mere și așa mai departe, a avut-o și înainte de 89. Deci este un anti-român convins. Am încheiat capitolul Tăcheș, vă mulțumesc. Am înțeles.